muncim în altă idee. Da. Deci, insistăm. Hai să luăm pe primul element. Plătăm cu aurul. Așesta, o mie... Nu, egal cu 1 sau... Nu, nu, 1.500 ori. Luăm așa, în general. Plus 1.000... 2. Egal cu 1. 2.700. Nu. Egal ce să cu 4.000. Nu, nu-i dai în valoarea 1. Păi da, da. Deci 1.500 ori, adică 1.500 ori 1, plus 1.000 2. Dacă... 2.700. Numărul acesta mereu se va termina în 2 sau 7. Da. Așa că 5 ori. 5 ori, da. 5 ori, da. 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 În 0 sau 5. 5, 5 plus 2, da. 7, 5, 0 plus 2. 0, 5, 0, 5. Hai să zicem așa. Egal cu acolată. Egal cu... Un număr care se termină în 2. Egal cu puncte, puncte. 2. 2. Dacă n egal par, 2, 4, 6, ca să spunem 0, 5, 2, 4, 6, 5, 4, 0, și 0 și cu 2, va face 2. Și un număr lung care se termină cu 7. Va face un număr lung care se termină cu 7, când nu e impar. Impar, adică 2 ca plus 1. Aici e 2 ca și apoi e ca plus 1. Indiferent ce ne vom pune, par sau impar, va fi cu 2 sau cu 7, 6, rezultă ca 1, nu, e diferit de plătat pe fel. 1.500 ori n minus 1.002. Eu cu pot de al doilea, da? Al doilea număr. Egal cu 1.005 ori n. Ori n, minus 1.002. Înseamnă că aceste numere se vor termina ori în 8, ori în 3. Da. Da. Se va termina ori în 3, ori se va termina în 8 când e egal cu par. Da, și în... Deci egal cu 8 pentru a nu egal cu 2, par. Se va termina în 3 când n este egal cu par. Și egal cu în 3 când e egal cu 2, par plus 1. Înțeles. Vezi? Și al treilea nu. Al treilea egal cu 1.005 ori n minus 1.000 plus. Acestea se vor termina ori în 8, ori în 2. Ceea ce înseamnă că nu, nu e așa. Deci, în 8, în cât se termină? 10 și cu 3? În 3. Deci puncte, puncte, în 3, când e egal cu 2 în 4. Da? Și egal cu puncte, puncte, când 5 cu 3, 8. 8. Da. Da. Și egal cu 8, când e egal cu 2 ca plus 1. Avem emoții să vedem pe ultimul, dacă răspunde la comanda asta. Merge la profesorul, l-am făcut acum pe ultimul. Da. Al patrulea este 1.005 minus ori n. Minus 1.003. Și acesta se va termina ori în 2, în 2. În 2 când n este impar. Sau în 7. În 2 când n este impar. Impar, ai zis? Da, când n este impar, el se termină în 2. Dacă n egal cu... Hai să zicem... Dacă n impar, se termină în 2. Dacă e impar, se termină în 7. 7. Deci pentru 7 să pun aici. Pentru n egal cu 2 cap. Așa tot am zis par. Da. Prima variantă și egal cu... A zis mai devreme 8. Pentru n egal cu 2 ca plus 1. Iată cum am arătat că elementele mulțimii acestea nu sunt pătrate perfecte, indiferent oricare ar fi el. Pe toate l-am analizat. Elementele nu pot fi pătrate perfecte pentru că am exploatat chestia asta. Apropo de asta, când niște numere nu sunt pătrate perfecte. Mai dați-mi un exemplu. Termină în 2.7. Și mai avem o tehnică. Eu nu știu. Dar ea mai avem o tehnică. Mai e o tehnică. Mai am 4 ca plus. Deci, încă o tehnică. Stați puțin. 4 ca plus 2, parcă. 4 ca plus 2, nici nu. Da,
dacă dau pe 4 un factor, 4 ori pe ce... Pe 2, nu pe 2, să dai pe 4, 4 ca plus 1, 4 ca plus 2. Așa. Pe 2, și vieții de ei erau supărați. Acum, ne pare rău. Ne-am băgat repede în probleme și așa de mai sunt probleme. Erau profane probleme. Dar se întâmplă un problem la punctul B. Da, punctul B. Erau profane probleme, erau profane. Arătați că elementele mulțimii nu sunt pătrate perfecte. Nici astea. Nici astea nu sunt pătrate perfecte. 2, 3, 7. 4. Trebuie să spun acum că trebuie să scoate pe 4. Oare putem? Dacă e legat cu 1, nu putem. 4, dacă e legat cu 1, putem? Dacă e legat cu 1, putem. Domnul profesor, să le scoatem pe 4 un factor comun. Dacă e legat cu 2, putem. Dacă e legat cu 3, nu putem. Dar nu că totul de 1 și cu 2. Asta e. Practic 1 se pune, pentru că 1 la 2 milion peste 1. Elementele acestea, cum ai zis, mă dați. Arătați elementele acestea, nu sunt pătrate perfecte. Deci nici aici nu sunt pătrate perfecte. Deci să nu spune. Dar 1 la 2 milion. Ai vreo idee? O secundă. Nu sunt pătrate perfecte, pentru că avem spunem 4. Deci asta și este? Este? Pătrat perfect. Da. Deci asta și este? Este? Pătrat perfect. Și trebuie să arătăm că nu sunt. Și este, pentru care îi spune, dar nu știam asta, dar am știut acum. Deci este, și cum este el? Pătrat perfect. Este pătrat perfect. De asta e o secundă. Dar cine a spus nouă autorul? Ce ne-a întrebat? Trebuia să vedem dacă acest număr nu e pătrat perfect. Să arătăm că... Dar e, vedeți să țin. 3 la 4 cât faci numărul. 3 la 4. 81. 81 e pătrat perfect. Hai, ține. Deci trebuia să arătăm că nu este pătrat perfect. Dar e, nu e pătrat perfect. Da, știu. Și atunci e contradiție? Da. Adică ce înseamnă? Adică este pătrat perfect. Problema a fost pătrat perfect. Nu este pătrat perfect. Da, înseamnă că n-a fost corect. Ca exponent este un număr poate. Păi că trebuia să trebuie să aflăm că acest număr este pătrat perfect. Sau să stabilim dacă este. Asta cred că trebuia să trebuie. Dacă este sau nu, era cea mai bună întrebare. Da. Deci... Nu aștept să se formuleze. Deci formarea care este ciudată, pentru noi putem arăta că este pătrat pe tot timpul. Adică putem scrie asta a doua de la a doua. Și totul la a doua este ce înseamnă că e pătrat? Nu mă fac, da. Puteți scrie. Puteți să scrie deci de Y, e cam cu 2007 ori N plus 1, totul la puterea 1000 către 1004 și totul la a doua, nu? Ok. Și ceva la a doua. Și orice e la puterea a doua este un pătrat. Deci este pătrat. Nu-i bine, bine așa cum ați zis aici? Acesta a formulat greșit. Toată povestea este să spun ceva la a doua.6, e ca și cum mai spune numărul acela la 13 mulțit de 3 ori, totul la 2. Totul la 2. Da, uite, e logică, vezi? Da? Deci, ce că scrii ceva la a doua, e pătrat perfect. Este pătrat perfect. Ce asta înseamnă că este
Deci aici autorul cred că a vrut să spună asta. Arătați-le este sau nu este. Problema e foarte greșit. Aflați că din anul lui Iem intersecta cu P. Cardinalul M intersectat cu P, cardinalul M intersectat cu P, asta doar să spunem. Cardinalul M intersectat cu P, păi e mulțimea vidă, pentru că el este cele de sus. E mulțimea vidă, pentru că ăsta este contra perfect. Da, e mulțimea vidă. Și se mulțimea vidă. Da. Și se mulțimea vidă, cardinalul este 0. În condițiile astea, rău. Cardinalul este 0, pentru că aici am arătat că sunt pătrate perfecte, din face nu sunt pătrate perfecte tot timpul, nu sunt, înseamnă că mai intersecți la nimic. Da. Ca idee de pătrate perfecte. Înseamnă că cardinalul este 0. Deci A, e intersectat cu PN, egal cu mulțimea vidă, da? Și atunci cardinalul E intersectat cu P. Este egal cu 0 sau mulțimea vidă? Nu. A, este egal cu 0. Cardinalul câte elemente are? Este egal cu 0. Cum are elemente? 0. 0. A, da, 0. Mai este într-un punct? Aici mai este încă un punct, trebuie să vedem. Uitați, doamna profesora, aici nu este. Așa-s cardinalul, da. Mai înțelegi cum văd tot, da? Aici sau niciuna, da? Aici mai ai 6 lei făcute? Da, le-am făcut pe restul. Toate le-ai făcut, da? Da. Dar mă interesează să și... Da. Mă interesează să știi și calitatea. Adică tu le poți face, dar să nu cumva să ai recuperate ceva... Da. E și jumătate, da. Da? Să vorbim de... Până bine, dacă vreți, puteți să mai dați unul de acolo. Da, dar nu e așa de ușor fi făcut, dar e așa ca... Păi dacă mi-ai ia să vedem. Fie mulțimea mare. Vedeți, atunci, acolo unde scrie ori de seama... Nu am oprit, da? Da. Fie mulțimea mare. E vorba de din tot acei naționale. Dar, profesor, acolo când scrie ori, înseamnă că e faza locală și când scrie ori, jur, e faza din țeamnă. Așa, am înțeles. Așa. Bun. Că eu facem și asta să... Am început să fie. A egal cu toți acei X natural, cu proprietatea că X-ul este de forma A plus A pătrat. Cu A, număr natural. A număr natural. B, egal cu mulțimea tuturor acelor Y naturale. Y de forma 2B plus 1. Cu B, natural. Scrieți 5 elemente a mulțimii și 5 elemente a mulțimii B. Păi, de exemplu, dacă A este... Eu am scris A egal cu 1, am făcut și am scris primele 5 elemente, adică 5 la 2 și tot așa. Când luam valori de 1, 2, 3, 4 și 5. Și 0, deci și 0, și 0, și 0, și 0. Și 0, da, și 0. Și 0. Deci pentru A egal cu 0. 0, 1, 2, 3 și 4. X-ul este 0. Deci... X-ul e egal cu 0, o să fie acolo... A egal cu 1, X-ul e egal cu 1 plus 1, 1, 2. Dar stați puțin. Dacă A egal cu 0... 0, 0, 0. 1 și 1 face 2. Deci mulțimea mare conține, deocamdată... 0, 0, 2, 3, 6, 3 și 1, 9. Dar 6 nu l-ați spus? De ce 6? A egal cu 2. Da, mă spus. De la 4 și cu 2, 6, corect. 2, 12. 9 și 13. Apoi, 1, 2, 3. 16, acum crește, e 4 în 4. Așa vede? 16, 20. 16, nu-mi zicea cât, 4, 5. 16. 16. Da. 20. Dar numai 5 elemente. 5 elemente. Și B. Și la B e egal cu? 1 1 3 1 3 5 5 7 2 1 1 3 sus sunt pare și sus sunt impare. Da, sigur că da. Însă aici atenție că nu sunt numai simple pare. Da?
deci aici a fost A. Acolo mai bine și 19. Acolo mai bine și 19. Acum o să fie 19. Da, A. La A, ba nu. Ba da, nu. O să vină... Acum câte din ele la A? Nu. La B, la B. A, la B. Nu, eu vorbeam la A. 4, 5, da, da. 20 urmă. 20. Da. Cum apare? N-am fost atent. Da. Bun. Ce am văzut? Arătați că mulțimile A și B sunt dijuncte. Sunt dijuncte, da. Ce are numere impare, are numere impare. Da, sunt diferite. Da. Deci mulțimile... N-au nici în ele comun. Comun. N-am nici ce la asta înseamnă. Ai intersectat cu B? B egal cu mulțimea? Bine. Deci ai intersectat cu B egal cu mulțimea? Bine. Asta am avut de arătat și aici. Ce putem spune? Ne oprim aici că ne presează... Nu, nu este adevărat. Mai avem o oră. Mai avem o oră? Da. Nu. Mai avem o oră și jumătate chiar. De ce? Da, mai faceți. Vedeți? Nu, 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 nu mai fac nimic. Nu, 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 mai nu, da. Nu, că aveți voi și ei nici, ei nu mai vor. Da, și eu s-o obosesc. Exact. Așa. Eu nu sunt obosit, nu știu de voi. Dar nu mai nu mai zis, dar nu mai Daria și cu ceilalți, Doria, Daria, Darius, nu? Și cu Ștefan, vă spun un lucru. E atât de frumos la matematică, încât nu obosești niciodată. Ce-o faci cu plăcere dacă începi să ai satisfacția aceea de a fi cu solicitul până la capăt. Dacă ați reușit să pătrunzeți în tehnologia de lucru, dacă ați început să câștigați din felul în care te s-a abordat solicitul, dacă te duci spre problemă ca un învingător, înainte de a te apuca să o citești, sigur reușești. Dacă te duci timid, problema te simte. Problema te simte și nu mai ai nicio șansă să o faci. Dacă tu te duci cu ea, spre ea, sigur te fac. Sigur reușesc. Acest comportament face ca să ajungi totdeauna la sfârșit. Și din clipa în care ai un rezultat, citești și cealaltă problemă și faci și pe cealaltă. Și ai starea de bine care te cuprinde. Asta e povestea. Interesantă la matematică. De-aia nu obosești. Dar dacă nu ai atitudinea asta și tot te trimite mama și te trimite tata și hai fă și nu știu ce, ia matematică. Păi ce matematică se face atunci? Deci când ajungi să te trimite la joacă, să te duci să te duci la plimbare și tu spui nu, suntem la matematică, atunci, da, e bine. Da. Ce am făcut aici? Probleme de tip olimpiadă. Am avut aici despre pătrate perfecte. Numere care nu sunt pătrate perfecte. Mulțimi. Submulțim. Sigur că da. Submulțim. Puteri. Și puteri am avut dat. Și ultima cifră. Ultima cifră. Nu știu. Cifră. Am avut dat, da. Număr. Și n-am avut dat. Da. Deci am văzut aici lucruri interesante. Să le spunem prietenilor noștri încă ne cerem scuze că n-am pornit de la bun început. Așa. Și că matematica e foarte frumoasă și ne rezistim foarte bine la matematică. La revedere, dragilor!